Pe imaginile postate aseară pe Facebook se vede cum un bărbat se târăște pe asfalt în fața spitalului județean Călăraș în timp ce un infirmier care duce un cărucior cu rotile vorbește cu el, apoi trece pe lângă bărbat și intră în unitatea medicală. Medicul șef al spitalului a declarat că, într-adevăr, pacientul a primit îngrijiri pentru o intoxicație alcoolică de care suferea, apoi a plecat fără voia medicilor. Potrivit acestuia, pacientul și-a smuls branula și a părăsit camera de gardă fără aviz, spunând că vrea să ajungă în Slobozia, întrucât are domiciliul acolo și vine cineva să-l ducă acasă. Comportamentul ulterior al pacientului ar fi intervenit în momentul în care a văzut că este filmat. Conducerea Spitalului Județean Călăraș a dispus o anchetă internă pentru a stabili dacă angajații unității medicale au greșit în acest caz.